Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Ne aflăm din nou într-o dezbatere electorală cu doi candidați de această dată, domnul Dănuț Bălu, candidat PSD la funcția de primar al Comunei Fărcășești și primar în funcție. Bună seara, bine ați venit pentru prima dată la ENSA TV în direct. Mulțumesc de invitație și Dumnezeu să vă ajute. Succes și dumneavoastră și la toată lumea. Și domnul Daniel Horcea, candidat ALDE la funcția de primar al Comunei Bălești. Bună seara, mulțumesc de invitație. Dumneavoastră ați mai fost pe la noi. Eu am mai fost, da. Da, avea invitație și Partidul Național Liberal în această seară, pentru că noi întotdeauna mergem cu trei invitați. Am avut inițial o confirmare, după care s-au schimbat, nu știu, deciziile acolo la nivel de partid sau candidatul n-a mai putut să vină și iată că nu a ajuns, ne pare rău, o să vorbesc eu pe timpul PNL-ului ca și până acum, dragi telespectatori. Oricum n-avea loc la masă. Ne Sunt eu făceam. Suficient. PSD-ul cu ALDE suficient, nu e nevoie ne de Ne făceam PNL. Loc, domnul primar, nu vă faceți probleme. Bun, deci, întrebarea mea pentru candidații noștri este ce vor să facă în comuna pe care doresc să o conducă. Bineînțeles că domnul Bălu o să înceapă cu ce a făcut deja. Am eu o presimțire pentru că este primar în funcție, dar vă gestionați timpul de așa natură încât în calupuri de 4 minute să aveți fiecare câte 16 minute. O să rog regia să dea start cronometru pentru domnul Dănuț Bălu, candidat PSD pentru funcția de primar Fărcășești. Da, în realitate așa este. Am făcut foarte mult în acest mandat de 4 ani. Am mai avut un an mandat de viceprimar și primar. A fost un început. S-a văzut că și cetățenii mi-au dat votul pentru a continua proiectele începute în acel an. Au fost prioritățile numărul 1, șanțurile și podețele, pentru că Comuna Fărcășești s-a confruntat cu foarte multe inundații din 2005 și ne-am gospodărit. Acele tronsoane executate prin betonare au vizat acele zone și după 2 ani de zile, după 2014, am început să finalizăm, să întregim aceste tronsoane pe lângă drumul județean din satul Peștana de jos, Valea Coapa, Fărcășești, Fărcășești-Moșneni și am continuat și în satul Roșia Jiu, Rogojelu. Chiar am și drumul în infrastructură, a fost nevoit să turnăm cobor asfaltic în satul Rogojelu, acum am turnat pe Valea Călugărenilor din satul Peștana de jos și ulița Valea Coapa din satul Valea Coapa. Betonăm drumurile uliță Trotea din Valea Coapa, ziduri de sprijin pe ulița Valea Coapa de la gospodărie Osiac Trăienușe până la dorul Osiac. Avem la Aninoasa, la Pârâul Aninoasa, în dreptul gospodăriei domnului secretar Cimpăieru Constantin, o lucrare începută în 2012, continuăm încă o lungime de 20 de metri. Avem teren sintetic care l-am realizat în satul Fărcășești, la școala primară. Anul acesta realizăm al doilea teren sintetic la Liceul Roșia. Urmează să facem și o cale de acces pentru a fi liber tuturor cetățenilor din satele Roșia Jiu, Rogojelu, Timișeni, care doresc să-și desfășoare activități sportive, pentru că se știe la nivelul satului Roșia Jiu, la liceu, terenul sintetic existent era închis, nu se putea folosi decât de către elevi, fiind o finanțare de către Ministerul Învățământului. Deci noi vrem ca și în acest sat să fie deschis, cum sunt în terenurile sintetice din satul Peștana, de jos, Valea Coapa, Fărcășești, și poate fi utilizat de către cetățeni. Avem în vedere în continuare și pentru elevi, avem două formații de dansuri moderne, dansuri populare și una de canto. Avem profesori care vin și îi instruiesc pe copii, fac această pregătire la Căminul Cultural. A fost mai necesar a aduce un profesor decât să avem, să ducem copiii într-un anumit loc să-i transportăm. Și acest lucru s-a și văzut prin aceste premii luate de către
echipe la diferite festivaluri. Vrem în viitor ca acești copii să meargă și la festivale naționale. Am fost numai în județul Gorj și încă în județul Alba. Vrem să și la festivale internaționale să le asigurăm transportul, cazare, masă, tot ce este necesar. Pentru vârstnici o să continuăm tot ce am propus, ce am făcut ziua vârstnicilor pentru octombrie și o să continuăm și deplasările către Mănăstirea Prislop. Am 300 de persoane în fiecare an merg la această mănăstire pentru a se ruga și le oferim și o masă la Mănăstirea Lainici. Mai mult decât atât, am avut în vedere și școlile, am turnat bituminat incintele, la Liceul Roșia am construit un laborator de chimie și o grădiniță cu două săli, cu toalete moderne. Mulțumesc. Anul acesta o să dotăm și grădinița. Mulțumesc! Domnul Daniel Horcea, dumneavoastră nu ne puteți spune ce ați făcut, dar puteți să ne spuneți ce doriți să faceți în Comuna Bălești. Am făcut și eu câteva lucruri pentru, pentru cetățeni. Sunt chiar așa novice, ținând cont că sunt tânăr, totuși fac politică de ceva timp. Am făcut și eu în urmă cu 7-8 luni o acțiune, Sănătatea cea mai de preț avuție, pentru toți cetățenii comunei. S-a desfășurat pe 8 săptămâni. Am mers în fiecare sat cu medic, le-am luat tensiunea, glicemia, le-am făcut un control oftalmologic, toate acestea fiind gratuite. Au venit oameni în număr mare, zic eu, 700 de persoane, majoritatea vârstnici, care nu și mai făcuseră de foarte mult timp analizele. Și poate analizele. Nici nu s-ar fi dus curând dacă... Nici nu s-ar fi dus, nici nu știau ce înseamnă să ai o glicemie mare de 200... Ceau, domnule, se poate și trăi și cu glicemia mare, dar medicii de specialitate le-au explicat că e bine să urmeze un tratament, e bine să meargă mai departe la un alt medic specialist, să zic eu așa. Deci sunt tânăr, dar m-am implicat și zic eu că sănătatea este cea mai importantă pentru oameni și după aceea utilitățile și toate celelalte care contribuie la bunăstarea unei localități. Dar în primul rând trebuie să avem o comună cu oameni sănătoși și care trebuie să muncească, să producă. Cam asta am făcut eu ca tânăr. Am mai trecut de sărbători, le-am mai dus câte o felicitare, câte un mărțișor, le-am urat o primăvară frumoasă, le-am promis că dacă ajung în funcția de primar o să fac mult mai multe lucruri, că din poziția de primar pot să le asiguri unele lucruri necesare, de altfel, în comunitate. Corect. Programul ce credeți meu, că e nevoie? Ce trebuie făcut? Suntem... toată lumea dorește locuri de muncă. La nivelul întregii țări ne raportăm la județ, ajungem și la Comuna Bălești. Problema este problema locurilor de muncă. Eu, în programul meu, am și prins ceva, adică să atragem investitori. Este o comună mare, are peste 7.000 de hectare, putem să facem niște oferte la niște investitori, chiar și din afară, să vină să facă o fabrică, să producem ceva și automat să facem și niște locuri de muncă. Dar căutăm oameni serioși. Așa s-au mai perindat de-a lungul timpului, doresc să le dai un teren, să intre în posesia lui și după aceea să-l folosească în interes personal. Noi am fi deschiși să le asigurăm un astfel de teren, dar să ne dea în schimb locuri de muncă. Asta ar fi condiția principală ca să poată să vină în comuna noastră. Suntem mulți, suntem tineri, nu avem locuri de muncă, majoritatea pleacă... Dumneavoastră aveți, după câte știu. Eu am, din fericire... Vorbeați în general despre tineri despre din tineri, localitate. Că, în primul rând, mă adresez tinerilor. Eu vreau să îi reprezint și să le reprezint problemele în fața seniorilor, să zicem așa, că eu plecând dintr-un partid unde era așa oarecum între seniori și tineri, mai erau mici divergențe, să spun așa, dar constructive, eu vreau să fiu reprezentantul tinerilor și automat tinerii își conving și părinții și bunicii că eu sunt o variantă bună pentru a conduce această localitate care este la 4 km de municipiu și nu este
tocmai dezvoltată, cum zic eu. Zilele trecute, mai exact luni, a venit și domnul Tăricianu la Bălești și ne-a promis că ne ajută să dezvoltăm comuna așa cum noi dorim. Foarte bine. Bun, și acum în timpul de antenă alocat Partidului Național Liberal, eu am să mai fac o mică lecție despre alegerile locale, o să mă citesc din legea alegerilor locale, pentru că mai sunt lucruri care s-au schimbat, mai sunt lucruri care nu se cunosc de către telespectatori, așa că trebuie să-i învăța și pe cei din PNL, nu? Să înțeleg. Nu, pe timpul alocat pe PNL-ului. Păi și vă adresați telespectatorilor, simpatizanții PNL-ului. Tuturor telespectatorilor. Cronometru, da, să nu vorbesc prea mult. Da, deci s-au terminat alegerile, s-au terminat voturile, după câte vă amintiți în edițiile trecute, și acum începe numărătoarea voturilor. După numărătoarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare încheie separat pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Județean și pentru primar câte un proces verbal în două exemplare. Procesul verbal cuprinde numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare, numărul total al alegătorilor potrivit liste electorale permanente, numărul total potrivit copiei de pe lista electorală complementară, numărul total potrivit listelor electorale suplimentare și numărul total în cazul cărora s-a folosit urna specială. De asemenea, numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale existente la secție. Bun. Deci am terminat de numărat listele, am alegătorii, cei care s-au prezentat și acum. Din care? Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale permanente. În lista electorală permanentă, înscriși în copia de pe lista electorală complementară. Deci, este aici numărul voturilor, nu le acum, asta mă interesa, voturile. Numărul total al voturilor valabile exprimate, da? Suma egală cu suma voturilor valabile exprimate la punctul G. Numărul voturilor nule, și aici când vorbim de voturi nule, vorbim despre voturile care au fost ștampilate de două ori, nu, din greșeală, sau n-au fost ștampilate deloc. Astea sunt voturile nule, nu? Nu care greșesc. Nu sunt luate în considerație. Da, pentru că ori au două ștampile, ori n-au niciuna. Că altă variantă de vot nul bănuiesc că nu există. Sau a desenat, a tras așa peste candidați. Sau i-a votat pe toți. Sau i-a votat pe toți. Da, poți să voteze pe toți. Numărul buletinelor de vot primite la secție. Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate. Numărul voturilor valabile exprimate obținute de fiecare listă de candidat sau de fiecare candidat independent pentru funcția de consilier, ori după caz numărul voturilor valabile exprimate, da, corect, așa, obținute de fiecare candidat pentru funcția de primar. Iată că se numără voturile pe oameni și chiar discutam, dragi telespectatori, cu niște cetățeni care au participat în alți ani la votare și alții care vor fi anul acesta și își făceau probleme că trebuie să aibă oameni în toate secțiile de votare, să fie foarte vigilenți la numărătoarea voturilor, pentru că președintele are obligația să citească buletinul de vot, să-l arate la comisie, da? Să da, spună, a votat pentru partidul X și spunea cineva, bun, și dacă în loc să pună la partidul ăla, pune buletinul în altă parte. Ce ne facem? Păi să stea cu ochii pe ei, că de-aia există observator, de-aia de la partide. Mai aveau o soluție, dacă puneau să scaneze aceste buletine de vot, deci votul, pentru că cetățeanul când vine, prima dată trece pe la operatorul care este informatician, da, și scanează buletinul. Și nu numai asta, dar se trece și CNP-ul în calculator. Doamne ferește să nu se oprească domnul calculator, să nu se blocheze, că atunci e problemă. Până acum nu se trecea CNP-ul decât în lista cu electorii, dar acum iată că se face și electronic. E un lucru bun, pentru că să sperăm că nu se vor fura voturi în felul ăsta, cu singura problemă să nu cadă sistemul. Cum, Doamne ferește, se întâmplă și dacă, să nu zic din casă de rău, dar mai pică emisia și la noi câteodată din cauză de lumină sau calculatoare. Noroc că venim repede și o reparăm.
Ce? S-a terminat timpul? Gata, am vorbit. Să continuăm cu domnul Dănuț Bălu. Și voturile PNL-ului. Voturile, le-am numărat. Da, domnul Dănuț Bălu, candidatul PSD la primăria, la funcția de primar al comunei Fărcășești și, și primar în funcție, vă rog să continuați expunerea noastră legată și de ce ați făcut și de ce urmează să continuați sau să începeți. Da, am observat și la colegul, noi în comuna Fărcășești am înființat un compartiment de asistență socială, am mai angajat două persoane, am angajat un asistent medical comunitar din momentul acela de anul trecut, se deplasează în teren această echipă, merg pe la fiecare persoană cu handicap, însoțitorul are contract de muncă cu primăria Fărcășești, verifică starea de sănătate și a persoanei cu handicap și a însoțitorului, pentru că am dotat cu un aparat, un tensiometru și un aparat de măsurat glicemia, deci la noi se face permanent acest lucru și la solicitările cetățenilor, fiind în permanență în comună, dumnealor fac acest test. Pentru mandatul următor vreau neapărat în fiecare sat să amenajăm câte un spațiu și să programăm așa fel încât o zi pe săptămână să fie această echipă prezentă acolo, pentru ca omul să știe locul, să știe că între orele 9, ora 13 sunt fetele acolo și pot să meargă oricând. Adică nu mai e nevoie ca omul să meargă, să schimbe, să-și facă o baie și să ajungă la dispensar uman pentru a-și lua o tensiune dacă se simte rău. Deci din câmpul muncii poate să fie prezent acolo și să, mai ales că e nevoie și de o colaborare a primăriei, fiind angajată primăria acolo, dumnealor pot să preia anumite solicitări, anumite cereri care vor fi înregistrate ulterior momentul în ziua aceea la primărie și răspunsurile să vină săptămâna viitoare dacă nu este o urgență. Noi acest lucru, înființând compartimentul, am avut și o acțiune pentru, cu sloganul pentru o viață mai frumoasă. Am avut medici, am făcut aceste testări ecografice și EKG-ul suplimentar, plus am recoltat sânge și am mers la laborator și acei oameni prezenți am făcut în două rânduri la Căminul Cultural și la Liceul Roșia pentru satele Roșia, Jiu, Rugojelu și Timișeni și am testat sănătatea, o parte a unora, pentru că fiind un început, ca de fiecare dată oamenii nu sunt receptivi. Noi am încercat să și mediatizăm, dar nu o mediatizare din aceea casă de casă, pentru că să nu lăsăm interpretării că acum facem lucrul acesta. Este un început, vrem să-l continuăm pe parcursul fiecărui an, de câte ori este nevoie și ca să putem să vedem starea de sănătate a cetățenilor din comuna Fărcășești, pentru că statistic nu putem să evaluăm decât printr-o analiză și o centralizare a tuturor datelor. Contribuie, vrem să realizăm și un centru de permanență, avem o școală primară de la Fărcășești care mai a rămas decât grădiniță, avem toalete interioare, cabine separate și acolo este spațiu suficient să realizăm un centru de permanență, având în vedere că cetățenii din comuna Rovinari trec prin comuna Fărcășești pe drumul din Cătunu-Zătreana, pentru că celălalt drum o să fie desfințat, am și dat autorizație de desfințare pentru unitățile miniere să funcționeze și ne încadrăm cu numărul suficient de cetățeni care pot să fie pentru a putea obține autorizațiile și tot ce este necesar pentru înființarea centrului de permanență. Noi am avut o tentativă de genul acesta, dar nefiind practicabil drumul înainte, acum un an, aveam decât comuna Urdari și comuna Fărcășești, nu întruneam acele condiții. 5 secunde. În continuare, elevii la sfârșitul fiecărui an avem o colaborare foarte bună cu elevii de la școala gimnazială Victor Popescu și de la Fărcăști, de la Liceu Roșia și îi susținem. Să continuăm în seria următoare. Într-adevăr, e bine că faceți asta, pentru mă refeream la acele locații pentru fiecare sat, pentru partea de sănătate, pentru că aveți niște sate împărțite în jurul carierei.
La dumneavoastră chiar e o situație deosebită, de altfel și la Bălești e o situație deosebită, există strămutați din cariere. Da, există un sat. Să dăm drumul la cronometru pentru domnul Daniel Horcea, candidat al de... Da, în comuna Bălești este un sat, se numesc Corneștii Noi, care sunt strămutați din Fărcășești, din Mătăsari, din toate zonele miniere, să zicem așa, au venit la noi în comună. Acolo, ce să zic, candidații mei și edilii de-a lungul timpului doar le-au promis, doar le cer votul, dar altceva nu le dau în schimb. Dumnealor sunt în comuna noastră, dar vatra de sat nu este preluată, aparține tot CEO-ului, este în patrimoniul CEO-ului și... Și acum să spunem dumneavoastră, sunteți angajat CEO în momentul de față. Da, nu? Eu sunt angajat CEO și știți cum e, îi cunosc și pe unii și pe alții. Când se duc la primărie, spun primar, că sunt... Știți ce aveți de făcut. Da, știu ce, chiar știu ce trebuie făcut. V-am zis, când se duce omul la primărie, îi spune, nu știu, nu putem din cauza celor de la CEO, că n-au făcut nu știu ce lucrări. Acele lucrări nici nu o să se mai facă. Vede ce probleme sunt și în minerit, bani nu mai sunt, automat totul e legat de bani. Când vorbim de o lucrare, vorbim de bani. Și trebuie să-i luăm cu ce sunt, cu ce au... Și puteți să-i luați în faza asta? Sigur că putem să-i luăm în faza asta. Chiar că nu sunt făcut recepțiile făcute la toate lucrările obligatorii? Recepțiile sunt făcute la lucrări la care s-au efectuat. Da. Care nu s-au efectuat, automat că nu sunt nici recepții făcute. Mai era acolo un canal, mai că s-a dărâmat un drum. Asta e, peste tot se dărâmă. Trebuie să-i preluăm, deci să nu mai așteptăm. Deci sunt ai nimănui acum. Da, dumnealor sunt ai nimănui, nu? Acum sunt ai tuturor. Este tuturor. Campanie electorală, toată lumea... Toată lumea e pe la ei pinsat. Toată lumea este la poarta dumnealor, toată lumea le promite. Mie contracandidații îmi zic că sunt venit în comună. Sunt venit în urmă cu 30 de ani și am 32 de toți, să zic așa. Dar nu știu dacă spun lucrul acesta și când se duc în satul... Sunteți strămutat? Nu sunt strămutat, părinții mei au cumpărat în urmă cu 30 de ani și eu mă consider cetățean al comunei și fiu al Băleștiului, că aici am prietenii, aici am făcut grădinița, aici am făcut generala. Faceți naveta? Fac naveta la serviciu, dar eu locuiesc în comuna. Locuiți în Bălești? Locuiesc în comuna Bălești și nu am altă locuință, deci acolo stau și acum stau și bunicii mei, au deci venit de un an de zile. Deci nu sunt un primar navetist. Nu sunt un primar navetist și asta vreau să le spun și candidaților. Eu zis, domnul, se știe deja, se zice că e primar, nu sunt un primar navetist. Am intrat în această bătălie să o câștig. Corect, deci, corect. Deci dacă intram să... Vă felicit, aveți o misiune optimistă. Am și candidați care au intrat să fie consilieri. Eu când am intrat să câștig această bătălie și o să fac tot ceea ce este legal și normal să o câștig. Și de asta vreau să le spun contracandidaților mei care sunt unii navetiști că ar fi bine să se mute la Bălești, să vadă când nu este apă vara, că mai primim așa la program apă, să vadă când nu avem energie electrică, să trăiască acolo, să respire aerul de la Bălești, când că e curat. Pică netul. Când pică netul, toate lucrurile bune și rele nu să le trăiască. Nu, că pică netul și la noi, stați liniștiți. E normal. Sunt lucruri care nu le putem evita. Dar să le trăim acolo, împreună. Eu nu am altă locuință decât în Bălești și acolo vreau să îmbătrânesc. Alături de prietenii mei din copilărie. Deci alături și părinții dumneavoastră locuiesc acolo? Da, și părinții mei locuiesc, și bunicii mei locuiesc. Ei au fost într-o zonă, zona Mătăsare, unde au fost strămutați. Și acum sunt vecinii mei, bunicii, care or să mă și voteze. Sunt foarte mândru de lucrul acesta, că sunt răutăți, v-am zis, că nu am rude. Eu sunt căsătorit în comuna Bălești, soția mea e din Bălești. Am găsit mulți oameni veniți în Bălești, pentru că este aproape. S-a terminat timpul. Mulțumesc. Da. Bun, să continuăm. Acum vorbesc eu din nou. Da. Dar puteți timpul să ne dați nouă nu voie se să... poate, nu se poate din păcate. V-aș da cu mare drag, vă dați seama. Dumneavoastră ați făcut o ofertă la trei partide. Cei da, care iar nu vin... dacă nu se acoperă timpul de antenă al unui partid, nu mai este echilibru acela obligatoriu. Și de aia nu pot să vă dau mai multe minute, ci să pur și simplu să ocup eu timpul respectiv. Glumă, să zic. Da. Nu e nicio problemă. Bun, s-au numărat voturile. Da, dați drumul la contor normal. Nu de alta, dar vine Betty cu invitata acum și ne ia la bătaie că se termină emisiunea noastră prea târziu. Avem voie să depășim 15 minute?
conform legii. Este prietena mea, ne iartă. Furăm de la gică pe urmă. Așa, ia să vedem. Să curgă timpul meu, care-i problema. Da. Da, bun. Ce se întâmplă după ce s-au terminat, s-a terminat numărătoarea voturilor? Așa, expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție. Numărul ștampilelor cu mențiunea votat. Se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării. Eu stau așa și mă întreb, dragi telespectatori, că m-am săturat să citesc din legea asta a alegerilor, cum se întâmplă să se fure, să dispară, scuzați-mă că am făcut o acuzație nefondată, cum se întâmplă să dispară aceste ștampile? Nu înțeleg. Am auzit la o localitate că au pus-o din greșeală în urnă. Mi-e greu să cred că are loc în urnă. Are loc în urnă, domnul primar, o ștampilă? Să o pui pe fanta aia din greșeală? Și să cadă înăuntru? Să cadă înăuntru. Și să ștampileze mai multe voturi. Să ștampileze mai multe voturi din greșeală. Nu știu de cine a executat. E o ștampilă inteligentă. Da. Bun. Deci, după ce se numără și ștampilele, se constată dacă e vreuna lipsă, procesele verbale se semnează de președinte și de membrii biroului electoral al secției de votare și poartă ștampila de control. Semnăturile se pun în dreptul numelui și prenumelui și după caz al apartenenței politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl reprezintă. Aici eu iar am așa o opinie personală legată de modul în care se numără voturile și nu numărătoarea mă intrigă pe mine, ci faptul că am văzut la prefectură când veneau cei de la secțiile de votare cu sacii de voturi că erau sacii nesigilați. Dar sunt însoțiți, da, sunt de, însoțiți procesul, de verbal. Procesul verbal, ca să sperăm că rămâne același care s-a și semnat că atunci când asta e. Și că nu are modificări. Să sperăm. Nu vreau să fac vreo acuzație, dar mie mi s-ar părea normal să se sigileze și saci cu voturi. Sigur. Pentru că dacă se face o renumărătoare, cum se face? Așa. Cine mai garantează că sunt toate voturile în sac? Așa ar fi normal. Așa ar fi normal, nu? Să fie sigilat și să poarte semnătura și ștampila. Deci noi avem o propunere. Noi avem o propunere să se sigileze și sacii. Toți suntem aici să pentru vorbim. Pentru viitoarele alegeri. Pentru viitoarele acum alegeri, acum nu mai e normele timp. De aplicare sunt corect, emise. Dar nu-i nimic, că mai sunt și alte alegeri în toamnă. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influență asupra valabilității procesului verbal și a alegerilor. Păi de ce? Oare? Dar de ce să lipsească o semnătură? Iar mi se pare ciudat. Președintele menționează motivele care au împiedicat semnarea. Da, poate că un reprezentant de la un partid sau un observator zice, domnule, eu nu vreau să semnez. Sau îi vine rău. Sau îi vine rău, da. Aveți dreptate. Că dumneavoastră aveți experiență la alegeri. Părăsește. Fiecare partid are dreptul să nominalizeze două persoane. Da. Rezerva poate să înlocuiască. Chiar trei persoane, dacă... Chiar trei. Da. Mă rog. Dar, cred că nu dar e iată că să... există situații în care nu se semnează. Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează la cerere de către președintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces verbal. Asta e bine. Ia uzi, mi s-a terminat timpul. Când lămurisem și o problemă, mi s-a terminat timpul. Domnul Danuț Bălu, candidat PSD, timpul dumneavoastră de antenă, vă rog, 4 minute aveți la dispoziție. Da, noi vorbeam de elevi, rămăsesem acolo. În fiecare an, în săptămâna altfel, am susținut activitățile școlare. Anul acesta au mers la București, la Muzeul Antipa, la Palatul Parlamentului și la Muzeul Satului. Am fost alături de ei, elevii de la școala gimnazială Victor Popescu și cei de la Liceul Roșia au făcut fotografii, chiar au fost încântați să constate la Muzeul Satului Biserica din Timișeni. De la dumneavoastră în Fărcășești, da. Da, cei mici au mers la teatru aici în Târgu Jiu, fiind și mai mici, au vizitat și parcul, s-au distrat în parcul de distracție. Noi avem și la nivelul Comunei Fărcășești, dar vedeți când văd ceva nou, sunt încântați, da. Cei din clasele 1-4 au mers la Orșova, Târnul Severin și la Herculane. Deci le-am oferit, avem microbuze școlare, vreau să
fac precizarea că din 2015 am obținut 2 microbuze școlare, în trecut nu am putut obține pentru că se acordau de către Ministerul Învățământului și aveam un domn inspector acolo, chiar are și catedră la Roșia, dar nu ne-a putut, n-a vrut să ne ajute absolut deloc. Și drept urmare, când au trecut de către Ministerul Dezvoltării, am primit aceste 2 microbuze, am făcut solicitare pentru un al treilea microbuz de 28 de locuri plus 2 ca să poată fi utilizat. Șoferii au fost angajați în cadrul primăriei, posturile au fost create de către prefectură conform legii. Mai mult decât atât, le oferim excursii, unde își doresc să meargă, noi punem la dispoziție șoferul și combustibilul necesar microbuzelor. Mai mult decât atât, am avut o legătură foarte bună cu preoții parochii, chiar acum astăzi am discutat cu dumnealor pentru a putea să și toate bisericile să aibă o evaluare privind rezistența la seisme. E nevoie să plătească câte 400 de lei de fiecare biserică, cel din Peștana de Jos are 2 biserici, cel de la parohia Fărcășești are 4, cel din Roșia 4 și sunt sume importante de pentru colectat ce? Pentru aceste evaluări pentru bulinele acelea roșii care sunt necesare la construcțiile care nu rezistă și decât am fost în tot timpul am fost alături de preoți pentru că nu sunt de acord să meargă să strângă bani de la cetățeni pentru anumite situații. O să propunem în Consiliul Local susținerea financiară. Mai avem și biserica la Zătreana pentru proiectant. Încă proiectantul n-a venit să semneze cu preotul paroh contractul să putem să-i virăm banii. Avem în fiecare an susținem hramurile bisericilor de la Peștana de Jos pe 7 ianuarie, la Timișeni pe 15 august, la Rogojelul pe 8 septembrie, la Broștenița pe 9 septembrie, la Broșia Jiu pe 8 noiembrie. Deci aceste hramuri punem la dispoziție o masă gratuită pentru toți participanții. Mai mult pentru tineri, avem o echipă de fotbal în Liga 4, susținem echipa de juniori, echipa de seniori cu acele indemnizații, transport la meciuri de deplasare, acasă pentru arbitri, susținerea financiară pentru arbitri, medic. Pentru tineri avem competiții sportive pentru că avem ziua Cătunului Broștenița pe 9 septembrie. Competițiile sportive le desfășurăm cu o duminică mai devreme. Competiții de fotbal, table, șah, tenis de masă. Le punem la dispoziție premii care în acea 9 septembrie cu serbarea Cătunului, muzică populară și cu soliștii remarcați. Sunt încântat că am ajuns în jur de 1000 de persoane participanți. Vă mai dau 5 secunde de la următorul calup. Domnul Daniel Horcea, candidat ALDE la funcția de primar pentru Comuna Bălești, o să vă rog pe dumneavoastră în a treia intervenție să ne spuneți în continuare ce planuri aveți pentru bălășteni. Am planuri foarte mari. Ne oprisem că a venit domnul Tăricianu la Bălești. Da. Am ținut foarte mult să vină un ministru, unul dintre cei mai buni prim-miniștri. Și președintele partidului dumneavoastră. Și președintele partidului normal, meu. Normal. Că doar e campanie electorală, este mi se pare campanie corect. Electorală, dar frumos că a venit. Și eu îi mulțumesc pe această cale că a venit. A fost bine primit de către cetățeni, mai ales pensionarii, l-au îmbrățișat la propriu, i-au mulțumit că le-a mărit pensiile. Și doamnele, cred că... Și doamnele, pentru că este un domn bine și este apreciat de tot ce a făcut dumnealui. Eu am vrut să vină la Bălești să audă cetățenii din gura dumnealui că mă va susține, că mă va ajuta să dezvolt comuna și că nu l-am pus întâmplător, cum se zicea, pe afișul meu. Adică oamenii nu făceau legătura contra candidații mei erau, și domnul Tăricianu? Contra candidații mei, răutăcioși fiind și neavând și dumnealor un reprezentant. Aoleu, n-avem voie să acuzăm. Nu am dat nume. Neavând și dumnealor un reprezentant la nivel național de talia dumnealui, au zis că m-am pus așa pe afiș sau l-am pus cu domnul Tăricianu și am vrut scris, să-l arătați în persoană. Și am scris că împreună vreau să dezvoltăm Comuna Bălești. Da, dumnealui a răspuns la rugămintea mea de a veni în Comuna Bălești. Chiar a străbătut o mare parte intrând dinspre Arcani, Stolojani, Cornești, Bălești
și mi-a promis că mă ajută, că am ușa deschisă la dumnealui, că știi, cel mai important e la București să te asculte cineva și să te și ajute. Că aici, de la Bălești, între noi rezolvăm multe probleme, dar fără bani, doar din vorbe. Și cu ocazia asta, oamenii s-au convins că nu sunt doar un tânăr aruncat într-o bătălie și rămân la poziția de candidat. Nu, vreau să fiu candidatul câștigător din Comuna Bălești. V-am zis, în comună vorbea domnul Bălu de spații de joacă. La noi nu există așa ceva. Deci la noi în comună nu găsești un spațiu de joacă. Este o comună mare, are peste... Câte sate are? 11? Are 9 sate. 9. Puteți, mulți dintre candidați o să fie de acord cu dumneavoastră că sunt 11. Eu așa știam că sunt 11. Este un sat Voinicești, chiar înainte să vin la dumneavoastră în emisiune, l-am străbătut cu echipa mea. Și vorbeam acolo cu cetățenii și au zis, domnule, n-a venit nimeni sau a mai venit un partid pe la noi. Le-am zis, domnule, s-ar putea să nici nu vină, că nici nu știu că existați, pentru că intrarea... E micuț, este un sat mic, este foarte aproape de Târgu Jiu, se intră din Târgu Jiu, se intră în sat. Am fost odată și am filmat ceva pe agricultură. Așa este. Acum v-aș sfătui să mergeți mâine și să faceți un reportaj, să vedeți cum ajung dumnealor acasă datorită acestei... Mi-amintesc cum am ajuns eu. Acestei centuri. Dar să... Ne-a fost chiar teamă să intrăm cu mașina pe acolo, să nu rămânem în podmoliți. Dumnealor nu au acolo nici asfalt, nici apă, au decât energie electrică și multe promisiuni, o școală care acum s-a transformat în loc de rugăciune. Iar strada aceea e, sau uliță, că nu este stradă, nu este asfaltată, e plină de copii. Și ce puteți face pentru satul ăsta? Păi vrem să facem o comună modernă, deci trebuie să avem în fiecare sat o școală, măcar 1-4, o grădiniță. Poate nu sunt destui copii. Sunt păi suficienți copii. S-a desfințat școala? Da, s-a desfințat școala de 3-4 ani, s-a desfințat și acum ar fi un loc de rugăciune acolo. Putem să ne rugăm și într-un câmp. S-a putem să... timp. Sigur. Da. Mă scuzați că sunt așa directă și nu este nicio problemă. Tai în carnelie, eu n-am fost atent, dar trebuie să respectăm. Da, chiar vă rog să vă aruncați și dumneavoastră ochii acolo pe cronometru, că mi-e mai ușor să, adică vă e mai ușor să nu vă întrerup eu. Sigur. Da. Cronometru. Timpul meu. Timpul PNL. Reamintesc telespectatorilor că erau 3 invitații, de asta eu trebuie să vorbesc timp de 4 minute după fiecare dintre cei 2 candidați, nu după fiecare, ci după ce trece o serie, pentru că trebuie să alocăm timpul PNL-ului unor informații legate de alegeri, întrucât de la PNL nu a reușit să vină niciun candidat astăzi. Ne-au onorat cu prezența alte ediții, de data asta probabil s-a întâmplat ceva și nu a ajuns candidatul care era programat să vină. Bun, s-au numărat voturile, s-au căutat ștampilele dacă sunt toate. Ce mi-a plăcut și revin și spun faptul că membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează la cerere și nu văd de ce n-ar face, e chiar indicat să o facă, de către președintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces verbal de numărătoarea voturilor. În felul ăsta pot avea siguranța că nu se face nicio modificare după aceea proceselor verbale. Da, e normal și să nu apară modificări. Asta aș vrea ca procesele verbale să fie curate. E bine să ceară fiecare. E bine să ceară fiecare. Dar procesele verbale să fie curate. Să nu aibă modificări de la început. Să nu aibă modificări de la început. Se poate pune ștampilă dacă se fac modificări, domnul primar, că aveți experiență. Păi, nu. La noi, de exemplu, toate secțiile de votare se desfășoară în incinta școlilor. Toate școlile le avem dotate cu ser. Roxuri și nicio problemă, toți pot să-și ia procesele verbale. Nu, dar să n-aibă modificări în momentul întocmirii, zic. Păi nu au dreptul să modifice, n-au voie să modifice. Clar. E normal că întâi își fac pe ciornă și după aceea se transcrie. Exact, noi suntem mai circumspecți, așa. Noi suntem mai modești și nu avem noi nu avem Xerox, nu avem și în timpul operațiunilor de votare nu luați din timpul meu. Eu vă întreb, eu nu vă las să vorbiți. Acum e ușor și o fotografie cu telefonul a unui proces verbal și rămâne fără, nu mai trebuie neapărat toată lumea dacă în cazul în care... Dacă nu se poate. Da, aș face fiecare, da, corect.
fotografie și are procesul verbal. În timpul operațiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare și totalizare a voturilor, precum și de înregistrarea rezultatului votării pe procesele verbale, se pot face întâmpinări cu privire la aceste operațiuni. Dacă membrii din comisia de vot au, sau observatorii au ceva de obiectat apropo de modul în care se fac aceste operațiuni. Biroul electoral al secției de votare hotărăște de îndată asupra întâmpinărilor formulate. Împotriva soluției date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestații în scris. Contestațiile se prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare, care eliberează depunătorului o dovadă de primire. Ok, să vedem ce se întâmplă mai departe. Pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Județean, respectiv pentru primar, se întocmește câte un dosar care cuprinde procesul verbal. Asta nu, vreau să știu ce se întâmplă dacă acea contestație, mă rog, sau cel care contestă nu este de acord cu ce se întâmplă, cu ce decizie se ia. Predarea dosarelor se face pe bază de proces verbal, constatarea rezultatelor alegerilor. După, uite, aici e interesant de văzut, după primirea dosarelor de la birourile electorale se numără voturile, clar. E, interesant că se face o raportare pe măsură ce se numără voturile și deja se știe pe măsură ce se numără care sunt procentele fiecărui. Bine, mai greu decentralizat aici la primari și consilieri, pentru că trebuie să vină din teritoriu și să se împartă pe fiecare candidat în parte, dar cred că se pot face procentele, măcar cât a câștigat fiecare partid. Nu? Sigur, sigur. Și mai ales că e un singur tur, se știe rezultatul practic final din prima. Și iar mă taie regia și nu mai pot să vorbesc. Da, poate da. În timpul viitor, ca propunere al PNL-ului, să discutăm și despre desfășurarea campaniei electorală. Ca cei din partidul... Start cronometru și puteți să spuneți. Nu, dar mă refer la dumneavoastră să citiți din legislație să știe fiecare candidat de la Consiliul Local că validarea mandatului se face numai după ce se constată că nu a făcut lucrul acesta prin fraudare. Am adică înțeles, prin dar denigrare, vedeți prin... pe timpul dumneavoastră. Nu, dar nu mi l-ați acordat, n-am început. Da? Bun, eu mai am de spus... E ultimul timp și aveți și da, 30 de secunde spotul electoral. Foarte, e gata spotul, regia? Foarte bună colaborare cu unitățile miniere. Ne-au realizat un drum de legătură rovinar cu satul Fărcășești, drum ce trebuia realizat din 1997 în comuna s-a împărțit în două. Noi avem 7 sate, 4 de o parte, 3 de cealaltă. Acum am discutat cu cei din companie, indiferent că au avut probleme de financiare, trebuie să realizeze și drumul de legătură din satul Roșia Jiu cu satul Timișeni. Acolo își desfășoară activitatea Ume Pinoasa și este în stadiu de proiect tehnic care trebuie aprobat în AGA și o să fie identic cu cel din orașul Rovinar, sat Fărcășești, un drum care o să fie util 60-70 de ani de acum încolo, deci un lucru bun, indiferent în care s-a situat complexul energetic Oltenia. Și eu, ca și primar și consilierii locali, am fost de acord, am preluat drumul de la Negomire, am dat autorizație de desfințare a drumului din satul Roșia Jiu către comuna Negomire, am dat autorizație de construire și mutare a depozitului de cărbune din spatele satului Roșia, să nu mai fie afectat nici orașul Rovinari. Am făcut multe lucruri și chiar astăzi aveam o întâlnire cu domnul director general. Bine, sunt nemulțumiri și ale mele vis-a-vis de mulți cetățeni care au lucrat la Osermin inițial și după aceea, după desfințarea Oserminului, au rămas fără locuri de muncă. Au fost angajați la Minprest, o parte din ei, acum au fost disponibilizați pentru că s-au redus posturile. Am spus tot timpul, nu au ce căuta, să zic, și de la colegul din Bălești, un angajat să fie de la dumnealui din localitate, pentru că la Bălești sunt terenuri fertile, pot să-și producă un trai de zi pe zi. La noi nu e posibil, nu avem toate hălzile, nu au fost fertilizate, au fost preluate așa nefertilizate, nu sunt utile. Foarte mult, 60% din suprafața comunei Fărcășești, teren arabil, este exploatare minieră. Deci nu sunt de acord. Bine, am și găsit modalitatea după când cetățenii comunei o să-mi dea nou mandat, o să angajez la societatea de gospodărie locală numai din comună. Sunt foarte mulți meseriași și toate lucrările care se vor desfășura
de acum încolo, pe raza Comunei Fărcășești, o să fie realizate de Societatea de Gospodărie Locală, o să fie atribuire directă prin Consiliul Local, pentru că este în subordinea Consiliului Local, și creăm locuri de muncă, nu așteptăm mila nimănui, pentru că noi și rețelele de apă în 2012, când acei consilieri locali, care acum se dau mari candidați și au văzut că au fost în campanie și le întorceau spatele oamenii, nu ieșeau din gospodării, au recurs, sunt într-o stare de disperare, au încercat a doua oară alaltăr noapte, au dat cu manifeste în numele meu, ca și eu. E o acuzație care nu puteți dovedi. Ba da, că sunt documente, inclusiv cei de la poliție, nu putem dovedi acum, e poliția care se ocupă, ei să fie conștienți. Și s-a terminat și timpul. Mai sunt 20 de secunde. Nu, pentru că trebuie să dăm spotul. Bun, mai aveam 5 secunde restante. 5 secunde, m-ați întrerupt. Da, deci poliția probabil că își va face datoria. Da, noi spuneam de apă, pentru că am luat toate rețelele de apă de la minerit, le-am schimbat coloanele metalice, am montat apometre, toată comuna are apă, deci ei n-au putut să spună un cuvânt la cetățeni, pentru că sunt toate condițiile asigurate de primarul Bălu Dănuț. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Haideți să vedem spotul electoral, regia. Sunt Dănuț Bălu, primarul Comunei Fărcășești. Mi-am făcut datoria cum se cuvine și candidez la un nou mandat din partea PSD pentru a continua proiectele începute. Vin cu o echipă de consilieri capabili să ia decizii înțelepte după ce ne vom consulta cu dumneavoastră, cetățenii ai Comunei Fărcășești, iar eu vă asigur că le voi duce la îndeplinire ca și până acum. Fiți alături de mine și nu vă voi dezamăgi! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Da, la foc automat. Ne-a vorbit domnul Bălu și în spotul electoral. Sunteți foarte determinat, văd așa, hotărât să câștigați alegerile. Oamenii mi-au dat încrederea aceasta. Da? Mă bucur. Da. Domnul Daniel Horcea, aveți ultimul calup de intervenție. Este candidatul al de dragi spectatori la funcția de primar al Comunei Bălești. Vă rog, cronometru și burtieră, dacă se poate. Da, mulțumesc. Sigur. Aș vrea să-i spun lui domnul Bălu să-i reamintesc că am spus că am și oameni din Fărcășești, din zona minieră. Uite, trebuie Mimprestul trebuie să angajeze și oameni din Bălești, numai din Fărcășești. Asta așa ca o mică... Dacă sunt strămutați la Fărcășești. De acord cu strămutații, sau din alte zone. Știți cum e? Nu putem să trăim numai din agricultură, pentru că nu avem irigații, nu avem o Dar piață... Dar puteți avea? Nu avem... O să avem, dacă ajung eu primar, o să facem vedeți, lucrul acesta. Și atunci nu o să mai fi angajat la Fărcășești, dar până atunci, pentru că unitatea se desfășoară pe raza Comunei Fărcășești, ne-am spus de altfel. Sigur, dar și ei și-au dat acolo proprietățile și ce-au mai avut, gospodării. Au fost deposedați, deci n-au primit nimic, a fost înainte de 90. Au fost și bunicii mei în asemenea situație. Da, eu vă spun că în Comuna Bălești majoritatea se ocupă cu agricultura. Cel puțin bătrânii, în fiecare gospodărie există un bătrân care face agricultură, cultivă varză și merge cu ea în legume. Și merge cu ea în piață. Și târgujenii vor varză de Bălești. Și noi la Fărcășești. Și Fărcășeștiul vrea, dar numai că nu se prea găsește varza asta de Bălești. De ce? Păi vine din altă parte, dar... La preț mai mic. La preț mai mic. Și cu bilețelul acela, varză de Bălești. Faceți la Bălești piață și eu venim și am și în program, o piață agroalimentară, de început. Pentru că în Piața Mare, cum ați observat, cetățenii mei și agricultorii mei sunt pe ultimele rânduri, pe acolo, ascunși, să nu-i vadă nimeni, să fie feriți de cumpărători, ca să... meargă bine, să meargă comersanților. Comersanților și... Ei sunt sezonieri.
Dacă îi încurajăm, ei cred că o să producă pe toată perioada anului legume, pentru că acum e foarte ușor să faci un solar, să-l încălzești, adică nu foarte ușor, este posibil să faci lucrul acesta. Vreau să înființez și un birou de consultanță pentru cetățeni, să îi sprijine să-și facă proiectul. Pentru că orice om, când vede un teanc de hârtii, se sperie. Acele hârtii sunt niște formulare care trebuie completate de un om care se pricepe. Corect. Și să-l ajutăm să-și facă proiectul. Dumnealui trebuie să vrea să muncească și să producă pentru tot Gorjul. Suntem o comună agricolă și vreau să fac din Varza de Bălești un brand. Am repetat-o și o repet. Să se știe că la Bălești se face cea mai bună varză, cele mai bune legume și o să fie și ieftine în noua piață agroalimentară pe care eu vreau să o fac. După... La Bălești. La Bălești, da. La Bălești, acolo o să vină doar cetățenii din comună care produc legume și fructe, pentru că o fac pentru cetățeni, cei care vor să vină să cumpere de la Bălești, să știe că acolo s-au și că produs. Sigur e varză de Bălești. Sigur, și nu numai varză, și alte, și orice, alte legume, și orice alte legume și fructe și alte produse lactate. După aceea aș vrea să fac și un centru de colectare, ca să vedem ce potențial avem, dacă o să avem un potențial mare și eu sper că o să avem în timp, să facem și o microfabrică de procesare a legumelor, de tomate, de orice alte produse. Dar, de început, v-am zis, vreau să încep cu o piață agroalimentară, după aceea un centru de colectare și după vedem ce ne rezervă viitorul. S-a terminat timpul. Mulțumesc. Vedem ce ne rezervă viitorul. Haideți, regia, să dăm drumul și la spotul electoral al domnului Daniel Horcea. Stop nepăsare, start implicare, sunt Daniel Horcea și vreau să readuc bunăstarea de altă dată a comunei Bălești. Votați echipa lui Tăricianu, votați echipa ALDE. Voi face din Bălești o comună modernă, voi deschide un centru de consultanță gratuită pentru proiecte. Voi aduce utilitățile în fiecare casă, voi face locuri de joacă pentru copii. Infrastructura o prioritate pentru Daniel Horcea. Voi face un centru de recuperare medicală. Daniel Horcea, primar al comunei Bălești. Împreună vom face o comună modernă. Sunt convins că și tu vrei. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Spectatorii, aș mai fi avut eu un pic de timp de vorbit, dar nu l-am irosit, adică nu l-am irosit, l-am folosit constructiv în discuția și dezbaterea cu cei doi contracandidați. Am mai vorbit și eu cu dumnealor, am citit și din legea electorală pe timpul alocat PNL-ului care nu a reușit să trimită candidat. Poate n-au vrut. Nu cred că n-a vrut, aveți multe acțiuni și mai sunt și candidați care se tem să vină la televizor. Ca cel de la Fărgășești. Nu știu. Vă rog să nu faceți acuzații. Invitații mei din această seară au fost domnul Dănuț Bălu, candidat PSD la primăria Fărgășești și primar în funcție, domnul Daniel Horcea, candidat ALDE la primăria Bălești. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studio și pentru că ați fost în fața telespectatorilor noștri și vă urez mult succes. Mulțumim. La revedere, dragi telespectatori. La revedere.